rog, atinge-te de mine. Stai cu mâna ridicată dacă vrei ca acest lucru să fie valabil pentru tine. O, Doamne, sunt atâtea mâini care s-au ridicat. Doamne, eu sunt atât de slab, dar Tu ești atât de puternic. Oamenii ăștia au ridicat mâna sus nu pentru că am fost eu bun, dimpotrivă am fost slab, dar Tu ești tare, Doamne. Doamne Dumnezeule, oamenii ăștia au ridicat mâna nu pentru că eu sunt mare, ci pentru că Tu ești mare. Eu sunt un om mic, dar îți mulțumesc că Tu, Doamne Dumnezeul meu, ești un Dumnezeu atât de mare. Uită-te la cei care cu mâna ridicată și cu ochii plini de lacrimi și cu sufletul îngenunchiat strigă către Tine, Doamne, în seara aceasta. Doamne, am nevoie de Tine în casa mea. Doamne, am nevoie de Tine, sufletul meu. Doamne, am de mine nevoie de Tine în viața mea. Doamne, am nevoie de Tine. Am nevoie ca Tu să Te atingi de mine. Vreau, Doamne, ca picioarele mele să mă ducă pe calea mântuirii. Doamne, Dumnezeule, nu sunt decât un olog spiritual. Spune în această zi, în dreptul celor ce sunt la pământ spiritual, ridică-te și umblă în numele Lui Iisus Hristos. Doamne, ochii sufletului meu nu pot înțelege. Oricât aș citi Biblia, dacă Tu nu Te atingi de ochii sufletului meu, în seara asta, prin Duhul Tău cel Sfânt, atinge-Te de ochii sufletului celor care ascultă cuvântul și fă ca să-L înțeleagă, Doamne. Doamne, mă rog cu pasiune și nu pot tăcea și nu pot vorbi acum încet. Sufletul meu, Doamne, e plin de pasiune pentru Tine. O, Doamne, ai milă de generația aceasta. Doamne, ai milă de tinerii bisericii. Doamne, ai milă de tinerii care stau cu mâna ridicată sus. Doamne, ai milă de familiile care stau cu mâna către Tine înstinsă către seara asta. O, Iisuse, ai milă de ei în seara asta. O, Doamne, sunt în locul acesta oameni, la fel ca Naaman, care au o grămadă de lucruri bune și noi ne uităm la ei și spunem, oamenii ăștia trebuie să fie fericiți, dar e acolo o boală incurabilă. Dar Naaman era bolnav de lepră și oricât de mare era Naaman, nici cel mai amărât sirian ar fi vrut să fie în locul lui. Sunt și în locul acesta, Doamne, familii care sunt în aceea situație la care ne uităm și avem senzația că sunt foarte bine, dar e acolo ceva care aduce durere și întristare. O, Doamne Dumnezeule, îndură-Te în seara aceasta, ridică, Doamne, mântuiește, Doamne, eliberează, Doamne, mântuiește, Doamne, în seara asta. Dar Naaman era bolnav de lepră. Doamne Dumnezeule, dar noi avem toți necazurile noastre. Noi ne uităm unii la alții, ne judecăm, vedem zâmbetul perfect, dar în spatele acestui zâmbet sunt atâtea lacrimi. Vedem casa, vedem mașina, vedem cum îi merge cuiva, dar în spatele aparențelor întotdeauna e ceva ce numai Tu știi, Doamne. Și la fel ca Naaman, Doamne, venim înaintea Ta. Și dacă Naaman în fața lui unui om, în fața lui Elisei, a zis, robul, sunt robul Tău, Doamne, noi suntem în fața Ta. Iisuse, Tu ești prezent în locul acesta. Toată puterea Ți-a fost dată în cer și pe pământ. Nu suntem în fața unui proroc, nu suntem în fața lui Elisei, suntem în fața Ta. Și în fața Ta spunem, iată robii Tăi. Doamne Dumnezeule, vindecă-ne în seara aceasta de orice boala sufletului. Și dacă e cineva bolnav de o boală incurabilă în trupul lui, dacă este în planul Tău de vindecare în seara aceasta, vindecă-l Tu, Doamne. Așa cum l-ai vindecat pe Naaman de lepră, Tu poți vindeca și în seara asta. Te-am văzut vindecând de cancer în familia mea, Doamne, și cred că și astăzi Tu poți vindeca de cancer. Te-am văzut lucrând cu putere, Doamne, și nu o facem ca să ne lăudăm noi că suntem buni, ci pentru ca slava Ta să fie văzută, Doamne Dumnezeule, și pentru ca cei din Jebel să știe că Dumnezeul nostru este viu. Vindecă, Doamne, seara aceasta, în locul acesta, pentru ca oamenii aceștia să poată exclama, există un Dumnezeu în biserica asta și vreau să-L slujesc pe Dumnezeul acesta. Aș vrea ca la fel ca Naaman, mulți dintre cei ce au fost în seara asta aici să recunoască, există un Dumnezeu aici. O, biserica aceasta are un Dumnezeu și de astăzi încolo mă voi închina doar înainte acestui Dumnezeu care este viu și s-a atins de mine și m-a vindecat în sufletul meu. Doamne, îți mulțumesc că ne-ai dat aripi să trecem dincolo de ceea ce puteam fi. Ne-ai dat picioare să putem umbla pe calea Ta. Ne-ai îmbrăcat cu Duhul Tău cel Sfânt.
Îți mulțumesc, Doamne, pentru seara aceasta și pentru Duhul Tău cel Sfânt care lucrează cu putere. Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeul nostru, că în generația aceasta încă ai oameni, copilași și oameni mari, oameni mici și oameni mari, la fel ca Elisei și fetița aceea. Doamne Dumnezeule, Tu ai și generația aceasta oameni și îți mulțumesc că ridici o generație de oameni. Acum în plină pandemie, noi nu mai proclamăm boala, ci noi proclamăm vindecarea în numele Sfânt și Scump al Domnului Iisus Hristos, un nume care este mai presus de orice nume. Îți mulțumesc, Doamne, slăvit să fii în veci. Amin.